Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5. Eu sunt Cosmin și vă uitați la Cosmin Today. Hai să continuăm, să luăm motocicleta pe care am furat-o acum vreo două episoade, cred. Și să vedem unde vrem să mergem. Exact, vrem să mergem la Michael, la Franklin, la Barber, garaj. Hai să mergem la Michael, că aveam o treabă. Avem cască? De ce avem cască? Oh, well. Mai țineți minte că vă ziceam că merge fluent în peste 60 de FPS-uri, 70-80? Nu mai merge așa. Și îmi și framează și nu înțeleg de ce. Bine, pierd niște frame-uri, acum am vreo 50 de FPS-uri și n-aș vrea totuși să las să reduc calitatea, că arată destul de bine așa. Se pare că nu vom avea prea multe episoade în 1080 pe la 60 de FPS-uri. Cel puțin nu momentan, o să încerc să văd cum se mișcă înregistrarea și la 30 de FPS-uri. Asta din păcate, se pare că, nu știu, chiar nu știu cum ar fi mai bine să scad din calitatea video ca să păstrez 60 de FPS-uri, ca să scad din partea video a jocului, sau să rămân la aceeași calitate, să joc la 30 de FPS-uri. I have no idea cum ar fi mai bine pentru YouTube. Chiar nu știu. Hai să jucăm așa jocul ăsta, episodul ăsta să jucăm așa și să vedem exact după aia cum ne descurcăm. Idiotul dracului, uite. Ah, ăsta era la antrenorul de tenis. Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Just don't kill him! Nu, doar îl zmotocim puțin. Dacă ești retardată și fuți pe cine nu trebuie, ce să-ți fac? Hai să mergem după băiețelul ăsta să arătăm un pic că n-a făcut pe cine trebuie. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. Tennis coach? Oh, that's fucked up. Da, chiar este nașpa. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman. Yeah, I'm a cuckold, a snob, and a. Au! A drut asta. Da, chiar că e un clișeu ăsta. Chiar că e un clișeu. Dar hai să conducem după asta și încercăm să-l prindem. Da, l-am pierdut. Hai că foarte tare misiunea asta. Chiar foarte mișto. În afară de faptul că conduc ca un cretin. Foarte tare misiunea, să vedeți ce mă ajunge la casa lui. Aici, o luăm așa frumos. A, uite o casă, uite ce casă mișto. Da, da, chiar o face foarte bine. Sigur, ai înțeles totul greșit. Dar hai să-l rezolvăm. Hai să-l rezolvăm și să vezi cum o rezolvăm. No, nu ne mai chinui să vorbim cu el, nu e bine. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Da, da. That prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. În cască n-ai înțeles. Take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude!
and we'll see how you like it with some hi, hi, some with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. Whoa! Bene, hai che te risolviamo noi qua. Here we go. Bam 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 bam. Autopasta. Oh shit. You see this shit though? E avete un cona, un colato. Cincolato. Cincolato. Hi. Man, I think this is coming down, man. Cincolato e cicata. Cicata. Tutta casa sa dos la vale. Let's get out of here. Hai să, hai să plecăm, că nu mai avem ce căuta aici. Yeah! Ha, come on! Bă, nebun sunteți, man, frate. Fuck. Chiar nebun, wow. Fuck his ass. Yeah, no. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's Mr. Spencer, get your ass lesson, da. Man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he's not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Ah, adevărat și asta. Hai, bă, la, la o parte, dă-te la parte. Mamă, deci nu, nu pot. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house! Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! I'm scared. Bellito, cred. Nu era casa lui. Era casa în care se ascundea. Shit, we got some heavies on us. Da, nașpa. You kidding me? Yeah, can you do something? I'll try, man. Try. You fucking idiot. Hai să vedem ce se, ce, ce pățim. Trebuie să scăpăm de ăștia. Dă-te la o parte! Și așa trag în noi, toți așa intră în noi, pe bune? Hey, let's go, let's leave them behind. All right, all right. Cum fac asta? Mr. Pedal, man, we gotta move. How you doing, Frank? Trebuie să trag în ei, nu? Fuck, man, these assholes are mean. Dar de ce, de ce nu trag în ei? Și de ce nu pățesc nimica? Da, mă. Și la el era tot așa misunderstanding. Oh, no. Și doi. Am scăpat de amândoi? A, nu, mai avem pește, mai avem pește? No. Hai, we managed to lose him? Shoot that gun, kid. That's what it's for. În ce mai tragem ăștia? Mai vin după noi încă? Hey, let's go. Let's leave him behind. How much distance we got between us? You gonna use that gun? Frate, deci nu pot să... Da, mai sunt în continuare, hai! Accelerează acolo! Hai, go, go, go! Ok, we go back to my house to think about this. Wow, shit! You did good! I mean, your aim's all over the place, but you were helping! I guess. Ok, hai să mergem înapoi. Don't get defensive! Go to a shooting range, work on your aim. You'll do fine. Oh, fuck, okay, super tare. Good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Man, asta se întâmplă când încerci să te război și nu nimerești exact toată treaba. Oh, man, I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes! Okay, you go, you are crazy son of a bitch. Maniac, dada. You sound kind of manic. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me, we handled it. Whoever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking clients. We sit on it, we see what happens. Crede-mă că n-ai scăpat. There's no use second guessing. Felt good, man. Woo! Yeah. Nu e chiar așa, dar hai să te lăsăm să te distrezi și tu așa, măcar o perioadă. You are wasted sitting by that fucking pool, man. You're right. I need to do something. Scotch and sunshine and sitting on my ass? Fuck that, I'm better than that. Damn Skippy, homie, all that knowledge up there is withering and dying, dawg. You don't pass that shit on, it's gone, homie. I bet you know some shit. Mm-hmm. Hey, thanks for the help out there today, kid.
I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's no, going boss. On. Poți fugi de trecutul tău, dar nu te poți ascunde băgamea și piciorul. Ce s-a întâmplat? Nu. Do you know who I am? No. Do you? O să aflu acum, bănuiesc. You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Registration, please. Now, Franklin. Maybe help. Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Așa îi se spune. Wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up. Dead. Dead. Now. Michael, got a question for you. De ce mi-ai drămat casa? Did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. Chiar că, da? De unde vrei să știi? Clearly. Well? Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Find a couple mil. Of course. Great. Wow, 2 milioane jumate de dolari ca să construim o casă. Blană. Hai, boss, hai sus, ridică-te. Damn, you alright? Mom, nașpa. So what now? Construim casa, dobitocului, ce să facem? Facem bani și construim casa. Ah, oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Sunăm nebunul? Ah, nu sunăm nebunul. Sunăm al nebun, de fapt. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? Hai, dog. Mamă, dar ați devenit super tovarăș fraților de când ne-am ți-a pus pistolul la tâmplă. Pe bune acum. Chiar așa? Mission best, super tare. Hai să continuăm. Să vedem ce mai urmează. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Oh God! Serios, așa fac și eu. Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you, Marietta Heights. Whoa, wait. Hey, how do you? Hai să vedem pe Lester. You fucker. Autosave already content pulling favor. La 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 la. Do you want to overwrite? Yes. Bun. Hai să mergem la Lester. Hai să luăm o mașină de aici și să mergem la Lester. Să luăm un camion. Luăm mașina. Mașina asta e foarte bună. Și să mergem la Lester. Putea să luăm mini-ul ăla? Cabrio? Hai că luăm audio ăsta. Audio cu spatele de Lexus. Și să mergem mai repede. No. Mă sună doctorul, ia, să vedem ce are de zis. Doc, hey! Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc, you know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Da, hey, cam așa se întâmplă. Doc. I might come by soon. Da, o să mai ne vedem și pe al nostru psihoterapeut, dar mai încolo un pic acum avem treabă, trebuie să facem niște bani ca să reparăm o casă a unui mafiot. Mamă, câte benzi au ăștia pe aici. E bine, avem... m-am pierdut, nu înțelegeam. Pe sus trebuie să iau, nu? Trebuie să iau pe jos. Pe aici. Amanda. Nu vei mai primi niciun tennis coach prea curând.
cel puțin nu din partea mea, acum dacă vrei să faci tu altceva, e treaba ta, dar din punctul meu de vedere nu ți-aș mai da niciun antrenor de tenis. Ai avut destui care te-au învățat destul penis, tenis. Hai să-l găsim pe Lester. Da, nu puteai să treci într-o zonă mai frumoasă? Trebuie să treci neapărat pe aici. Hai la Lester. Am blocat tot aici, dacă mai trece, hai că mai trece cineva, ca în București de altfel, așa sunt obișnuit, așa parchez, nu? Hello, Lester. Pe aici? Da, ia, fii atent, are cameră, are... Și căcat face atâta timp, hai să intrăm. Că mi-ai deschis ușa. Uite câte camere de la vedere, ok. Praise be. Guess you weren't very dead. Oh, hello, Lester. You need my help. Mm-hmm. Calm down. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're going to make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done. You need to know something. So why not help each other? Așa mai merge. I gotta make some dough. So you're back in the game? Din păcate, da. Asta look, e. Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you got to figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Oh, la doamne, bă, ăsta știe chiar orice. Pe bune? Since you put it like that. Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. Yes, what the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. And dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Okay. Call me when you're ready. N-am înțeles absolut nimic. You're about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. N-am înțeles absolut nimic din ce ai spus. Dar dacă cineva a înțeles, ok, bine. Facem cum zici tu, boss. Trebuie să mergem în Suburban Store ca să cumpărăm haine ca să arătăm ca un milionar. Bun loc. Hai să vedem cum ne îmbrăcăm. Hai să luăm mașina asta. Seamănă cu un Chevrolet ceva, dar nu știu ce Chevrolet exact. Sau seamănă cu un Opel Ampera. E electrică, deci da, e un Opel Ampera. Nu e un Prius, cum ar zice unii, ci e un Opel Ampera. Nu vezi că nu se aude nimica? Zic eu, mașina teleghidată. Dar ok, înseamnă că are cuplu instant. Putea să fie și o Tesla, dar nu exista Tesla pe atunci când l-au lăsat. Dar putea să facă un update în online, cel puțin să bagi o Tesla. Dacă nu cumva există deja, habar n-am. N-am jucat încă online-ul. Oh, nu se aude nimic, așa de doar un ritmic. Ia. Cred că ar trebui să ieșim de pe autostradă. Așa se iese de pe autostradă, de pe ultima bandă. Tai calea tuturor, dar nu m-a claxonat nimeni. Ok. Nu cred că era o idee bună să facem asta. No, nu era o idee deloc bună. Hai, super. Și acum, ce facem? Nu cred că ne urcăm pe aici. Facem un Opel Ampera de off-road. Așa. Bun, am intrat pe autostradă, acum trebuie să ieșim de pe autostradă. E, o să facem, uite așa, nu se supără nimeni. Și ieșim de pe autostradă. E, hai că vreau să zic că nu l-am lovit pe ăla, dar l-am lovit. Frână de mână! Și trecem prin mașinile astea două.
Asta sunt luminile, dar cum? Întrebarea mea este cum claxonez. Nu știu, o să aflu cum claxonez după aia, o să mă uit. Cred că pe aici ar trebui să mă opresc, în Suburban, uite, SU. Bun. Și hai să vedem. De ce trebuie să merg cu ghiozanul ăsta după mine? Arăt ca un handicapat. Ghiozanul arată șmecher, dar... hainele de pe mine arată ca ultimul... ca ultimul boss chitar. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? No. Alright. No. Nu cumpăra o vestă. Bine, cumpărăm o vestă, dar nu-mi place asta. No. Serios, pe bune. Zici că a intrat tata în hainele mele? Ok. Cred că asta arată ok. Back. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Trist. Și acum să luăm și niște pantaloni. O, Doamne, arată oribil. Uite așa, ne îmbrăcăm foarte bine. Dignity aside, I think that might just work. Din păcate, da, dignity aside. Mersi mult pentru interviu. Hai să mergem la ei acolo. Ah, cu P? Nice. Bun, da, putem să facem așa. Medium and clothes, barber, safe house, nu? Nu mă lași așa, bun. Așa atunci. Bun, hai să mergem acolo. Luăm aceeași mașină electrică? Păi da, dacă tot mergem la un interviu de tech, am putea să luăm o mașină electrică, că asta conduc acum ăștia noi baștani. Bine, arată un pic mai bine, dar... măcar avem mașină decapotabilă. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Bine, nu trebuie să pun chestia aia pe waypoint-ul pe hartă, că oricum îmi dădea, dar mergem și așa. Ce mașini mișto, doamne. Câte mașini șmechere pe aici. Cred că în intersecția asta pe aici ar trebui să ne oprim sau cumva pe undeva. Front wheel drive Porsche Cayenne. Uite aici, așa frumos. Ia ce mașină. Go to the rear entrance. Bine, hai că mergem așa cu ghiozdanul pe spate. Trebuie să măcar să mai sortez ghiozdanul. Dar hai că hai pe Life Invader. Ia să vedem, ce face asta? Hey! Hey! Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features. Especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Hai să te urmărim să vedem. Am uitat destul de ușor. Yoga Zone, Tech Stop, Sweet Lodge, aici e sauna. A tech evangelist when the big boy's vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Ia, hai să urcăm sus să vedem. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Hello. I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind of preferred to be. Ce avem aici? Life Invader, n-avem niciun... De ce seamănă cu Windows-ul? Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Ce-a făcut ăsta? A intrat pe Pornhub prea mult? This is a filthy hard drive, bro.
Got any antivirus software? Oh, damn. I think so. Behind this junk on the left. Trissa. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work. Gata. Huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problem. Scan computer. There it goes. Și ce ar trebui să fac acum? Trebuie să le... Nu, ar trebui doar să scanezi. Exterminate. My son probably wrote this. That little shitbag. And that should do it. Ah, ăsta este MacBook. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. La propriu de data asta. Hai să mergem la prototip, să vedem prototipul. Intrăm prin camera asta, mă uite mișto arată harta. Și ce putem să facem? Dar nu-i nimeni aici care păzește prototipul? Nu, o să lăsăm prototipul așa. Dar vă dați seama cât de mișto că face referire la Apple. Toată treaba asta cu Life Invader. Oh, nice. Cu update-uri peste un an, fully priced updates. Privacy now. Ar putea să fie și Samsung? Oricum, hai să ieșim din clădire. Să lăsăm pe programatorii ăștia să... Blue screens again? You're my guy. Bye now. Ciao. Hai că aș vrea să alerg, dar nu mă las să alerg, ca să mergem mai repede, stăm doar așa. Asta ce... Doamne. Stupid factors. Hai. Life tomorrow. Some a-hole drank my effing head milk. There was a totally non-passive aggressive note on it. Și am uitat așa simplu, fără să mă întrebe nimeni la recepție nimica. Mersi. Gata, am scăpat. Watch the keynote at Michael's house. Asta o să... This should be fun. Vreau mașina asta. Chiar îmi place mașina asta. Dodge Charger, cred că e. Deși, mă rog, e sabre, nu? Stau, stalion. Hai înapoi. Bum. No, bă. Scuze, șeful, dar nu o să te lasă mie mașina de data asta. Hai să vedem ce... pe unde mergem. Trebuie să vedem keynote-ul acum. Ia. Mamă, cum se comportă mașina asta. Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes, none of which interest me. Da. True story și asta. Country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a 2-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Le place atât de mult să facă mișto de americani, fiind americani. Bravo. Oh my god, you guys are so lame. No, I'm watching Fame or Shame. The fucking tits. No. Aoleo, doamne, copil disperat. Wow. Hai să vedem. Adu change the channel. Așa. Ia, hai să vedem. Și dă mai tare. Wait for Jay Norris to pull out the prototype phone and give him a call. Okay, hi. You're about to witness a new phase. Full on weapons grade red alert world domination. Haide. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could. Okay, hai, scoate telefonul odată. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary. Revoluționar la fel ca Apple-ul. Oare de ce nu ne-am gândit la asta? Hai. Scoate telefonul. Scoate-l. We are about to make the next step. Prepare to witness the future. The future. The Life Invader mobile device. Pe cine sunăm? Franklin J. Norris. Hold on a second.
I think someone's trying to talk with me. Hello? Bam! Oh, Jesus! Whoa! A mers cum trebuie. A mers cum trebuie, perfect. Reset starts in 4, 3, 2, 1. Și începe ceva? Nu, nu mai începe nimica. Blană! L-am omorât în direct. Telefonul ăla să se vândă ca pâinea caldă. Mission passed. Friend request. Super tare. Ok, lume, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă. Și să lăsați un comentariu dacă vreți să mai vedeți episoade de genul ăsta. Sau ce fel de episoade ați vrea să mai vedeți. Ok, eu sunt Cosmin. Până la un nou episod, rămâneți cu bine. Salut!